Pe lângă reducerea tarifului la energia electrică, cetățenii Republicii Moldova se pot aștepta la o reducere semnificativă a tarifului pentru gazele naturale. Este prognoza expertului economic Veaceslav Ioniță, exprimată în cadrul emisiunii Tema cu Ludmila Belcencova, de la postul de televiziune Primul în Moldova. Expertul susține că scăderea tarifelor îi va face pe oameni să respire mai liber, în special pe pensionare, întrucât aceștia au resimțit inflația nu ca 30%, ci ca 50%. În luna mai vor reduce tariful la gaze, poate un pic mai devreme. Cu cât vor reduce tariful? Eu am auzit că va fi o diferență mare. Economistul a subliniat că locuitorii Republicii Moldova se pot aștepta la o reducere semnificativă a tarifului la gazele naturale, însă nu a oferit o cifră exactă, întrucât informația este din surse neoficiale. Astfel, reducerea tarifelor va permite populației să respire mai liber, deoarece costurile la utilități vor scădea considerabil, a mai adăugat expertul. Dacă am calculat inflația pentru pensionari, am aflat că creșterea prețurilor pentru ei nu a fost de 30%, ci de 45-50%. Acest lucru se datorează faptului că structura consumului pensionarilor constă anume din acele produse care s-au scumpit cel mai mult. Expertul a subliniat că rata inflației de 13% prognozată de Ministerul Economiei oricum este destul de ridicată, iar acest lucru nu va însemna în niciun caz o reducere a prețurilor. Când spunem că inflația scade, nu înseamnă că scad și prețurile. Aceasta înseamnă că prețurile pur și simplu cresc mai lent. Ce înseamnă inflație? Creșterea prețurilor. Dacă anterior creșteau cu 30%, acum vor crește cu 13%. Dar, scuzați-mă, 13% tot este mult. Am avut o inflație de 5%, iar cel mai mic nivel de inflație pe care l-am avut a fost de 0,2%. Serviciile de presă ale Ministerului Economiei și Guvernului deocamdată nu au comentat declarațiile lui Veaceslav Ioniță. Precizăm că, deși la sfârșitul anului trecut rata inflației a fost de aproximativ 30%, pensiile au fost indexate cu doar 15% din luna aprilie a acestui an. Totodată, mulți pensionari declară deschis că, deși au economisit bani din pensie pentru a achita facturile, nu au reușit să facă față cheltuielilor și au rămas cu restanțe uriașe la plata facturilor uriașe.